Bună seara! Dispozitivul de prezentare din seara aceasta a fost asigurat de colegii mei de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, cărora le mulțumesc și felicit. N-am să stric una impresie pe care ei au lăsat-o printr-o cuvântare lungă, ci doar câteva gânduri și în primul rând aș începe cu a adăuga un scurt laudatio pentru Cătălin. Îl cunosc de 4 ani de zile. De când a avut începuturile acelea modeste cu studioul, știu cât de mult a lucrat și ce dinamic este. Acest dinamism ar putea fi ilustrat printr-o întâmplare pe care mi-o aduc aminte recent. Ne-am întâlnit în București și venea din Timișoara, mergea spre Sibiu, se întocea după aceea în Timișoara, mergea în Belgrad, dădea fuga înapoi în București să se întoarcă în Belgrad. Toate lucrurile astea într-o săptămână. Este un om extrem de dinamic și toată acest dinamism îl dedică cauzelor bune. Dincolo de aceasta, este un lup singuratic și are nevoie de ajutor. Sper din toată inima ca această lansare să însemne ridicarea la un nou nivel al suportului și ajutorului pe care Prodocens Media îl merită. Un gând final. Lansarea Prodocens Media înseamnă venirea unei noi organizații pe o așteptare importantă. Și anume este vorba de așteptarea creșterii potențialului profetic și dimensiunii profetice în credința creștină. Suntem într-un moment în care, așa cum ați auzit și înainte, provocările sunt foarte mari la adresa religiei, la adresa credinței și dincolo de rezerve de spiritualitate și consolare pe care religia creștină le are, există această dimensiune profetică extrem de importantă, prin care se vorbește despre buna așezare a cetății și în care se vorbește puterii, îi se spune adevărul în față. Avem nevoie de noi actori pentru a consolida această dimensiune foarte importantă. Ceea ce Cătălin a început este cu siguranță înscris în această linie și îi doresc foarte mult succes. Spune Sfântul Augustin, două iubiri au creat cele două cetăți importante din această lume, cetatea lui Dumnezeu și cetatea pământească. Cetatea lui Dumnezeu a fost creată de iubirea lui Dumnezeu și iubirea de semeni, cea pământească a fost creată de iubirea de sine. Lupta dintre ele este eternă, a fost dintotdeauna, însă ea s-a apropiat în ultime decenii, această luptă, foarte tare de pragurile noastre private, de lumea familiei, de lumea anatomiei noastre. Vorbim despre modul în care se încearcă redefinirea a însăși constituției noastre fizice. Deci această luptă s-a apropiat foarte tare și nu sunt mulți cei care încearcă să combată cu succes și cu vehemență în această luptă. Sunt puțini, dar așa cum spunea Shakespeare, we very few, we happy few, sunt puțini, însă sunt fericiți, pentru că sunt binecuvântați, de o promisiune a unui Ierusalim ceresc. Pentru această cauză merită lupta, sacrificiul, pe care sunt sigur că și Cătălin și Prodocens sunt gata să îl facă. Încă o dată, multe binecuvântări și în planul acesta mare pe care Dumnezeu îl are pentru organizațiile creștine din România, să fii una dintre stelele cele mai strălucitoare.